Potrivit directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Liliana Grădinaru, deja s-au înscris pentru testare prin cabinetele medicilor de familie femei din comunele Brodina, Ulma, Straja, Putna, Stulpicani, Voitinel, Frătăuții Noi și Frătăuții Vechi, Șerbăuți, Cărafindești și Ostra. Pentru ca unitatea mobilă să meargă într-o comună, trebuie să fie înscrise pentru testare cel puțin 70 de femei, a mai precizat directorul DSP Suceava. Unitățile mobile pentru depistarea cancerului de col uterin, complet utilate și dotate, se vor deplasa în comunitățile rurale 2 zile pe săptămână. Testarea este gratuită, nedureroasă, recoltarea fiind efectuată în condiții de sterilitate de către medici specialiști implicați în derularea programului. Beneficiare sunt femeile cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani, chiar și neasigurate medical. Acestea pot accesa programul în mod gratuit odată la 5 ani dacă îndeplinesc următoarele condiții. Nu au diagnostic confirmat de cancer de col uterin, nu prezintă simptome clinice și nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin. Mai multe informații despre derularea acestei campanii puteți afla de la Direcția de Sănătate Publică Suceava, compartimentul de evaluare și promovarea sănătății. Persoană de contact, asistent medical, Zica Aga, telefon 0744 19 40 85.